Salut din nou! A venit perioada aia în care sunt mai puține show-uri de stand-up și YouTube-ul merge puțin mai slab. Eu promit că fac tot posibilul să continui să vin cu clipuri de stand-up aici pe canal, gratis. Știi ce am nevoie de la tine dacă vrei să ajuți? Un like de la început și să te uiți până la sfârșit. Mersi că ești aici, vizionare plăcută! Am mâncat atâta ceapă astăzi că am impresia că mă mirosiți prin boxe, efectiv, din microfon. Scuze, rândă din față. Vreau să mă întreb ceva înainte. Mi-am dat seama de o chestie. Noi aveam, nu știu dacă era și la voi, noi când eram eu mic în cartier, dacă înjura cineva pe altcineva de morți, era replica: bă, nu mă înjura de morți, că eu am morți. Era, aveați și voi? Da. Da, deci nu era doar la mine în cartier. Și ce voia să spună, mă, cu asta, mâncavași? Că nu e ca și cum era cineva care n-avea morți. Mă gândeam că dacă îi spuneam ăla: bă, suși pula, mă, ai grijă cu aia că eu suc pula. Zici, nu poți să fut pe mătă, ai grijă cu aia că mama se fute. Am început bine. Mă rog, bun seara. Am început să mănânc quinoa, am aflat că îmi place foarte mult quinoa și am aflat de la prietenii mei că acum sunt homosexual. Toți prietenii mei mi-au spus, când am comandat prima oară quinoa, că sunt homosexual. Se pare că așa afli. Chiar mă gândeam, cum afli, mă, că ești homosexual? Cum îți dai seama? Așa, îți spun prietenii după ce mănânci quinoa. Nu sunt atras de bărbați, sunt doar homosexual. N-aș fute un bărbat. Un homosexual care fute femeia. Nu știu dacă ați mai văzut așa ceva, eu sunt ăla. Și tot anul trecut, până și tata mi-a zis că sunt homosexual. E rău de tot ce să... Nu trebuie să nu mâncați quinoa. Și îmi și place, aia mă enervează, că îi mai cer soției chinoa, văd, ești homosexual, ce dracu se întâmplă? Vă vorbiți între voi? Și tot anul trecut mi-am luat o pereche de blugi skinny și a trebuit să mă fut în cur. Că se pare că... Sunt niște reguli, eu n-am știut, voi știți regulile astea ale societății și ale orientărilor sexuale? Că eu nu le știam. Eram la un moment dat la New York, la anul trecut, mi-am... luat o pereche de blugi, erau skinny, nu știam, mi-au plăcut cum arată, i-am luat pe mine, bă, cam skinny, dar-s frumos și îmi vin bine. Eram cu soția, mi-a zis că îmi vin bine blugi, ok, îi iau, asta este. M-am dus la casă, am pus blugi acolo, s-a uitat doamna aia de la casă la mine, aveam niște blugi mai lărguțe și s-a uitat la blugi. Dar știți că ăștia sunt skinny? Da, știu. Dar știți că trebuie să vă futeți în cură? Dacă vă luați ăștia, trebuie să... Păi nu vreau să mă... Păi așa sunt reguli. Domnule, eu doar lucrez aici, eu nu fac regulile. Așa este. Păi dar nu vreau să mă... Nu știu, vă decizeți dumneavoastră. Am luat blugii, m-am uitat la ei. Păi dar sunt frumoși, adică arată bine blugii. Veneau și bine, a zis soția mea că sunt mișto, dar parcă nu mă aș... Dar îmi plac. Ia spuneți, rămân, ce să facem acum? Dorian, la cabina de probă, te rugăm. Așa am început și... Am soția asta, e o femeie foarte mișto. Soția mea, o iubesc foarte mult. Când era gravid, avem și un copil, are 5 ani. Când era gravid, am observat că noi avem un obicei. Nu știu dacă e doar la noi. E ok să pui mâna pe burta unei gravide. Care nu mă deranja foarte tare, efectiv, când era perioada aia, că puneam... Hai, bă, la fete am înțeles un pic, că fetele au și ele instinctul matern, știi? Și vor să pună mâna, nu știu, pe bebelușul ăla. Nu, hai, mă, un pic de răbdare, mă, vrei să pui mâna pe el de acum? Lasă-l să se facă, să se coacă un pic, lasă-l un pic. Dar am înțeles că la fete, uf, dă-mi să-l văd. Păi nu e, e înăuntru, dă-o să pun mâna pe el, să văd, să pun mâna pe el. Bă, dar la bărbați, foarte dubios. Fost câțiva băieți care, ah, ce burtă mare ai, poți să pun, da. Ia uite, m-a lovit cu piciorușii, ce drăguț! Vrei să vezi cum lovește și tastul cu piciorușul? De când e ok? Parcă văd toți perverșii care... Nu e ok să nu lăsați fetelor dacă sunt gravide, să nu lăsați bărbați să pună mâna pe voia în pula. Că... Băi, eu mi-imaginez orice pervers din ăsta care stă undeva și... Ce? E Roxana gravidă? De când voiam să o ating? Scârbos. Mi-a venit și mie odată să pun mâna pe... Era o prietenă chiar foarte apropiată, adică mi-aș fi permis să pun mâna pe burta ei. Și a venit, nu mai văzusem de ceva vreme, nu știam vestea, a venit cu burtica așa mare și m-am dus să o felicit, bucuros, să pun mâna și a fost... Dacă e doar grasă.
poți să ți-a făcut chestia asta și așa era. Am tăcut fix la timp. Dar nu e ok să pui mâna. E ca oamenii aia care vin și te opresc pe stradă când ești cu câinele să-ți mângâi câinele. Dar fără să zică, mergi pe un parc cu câinele și o fată care se oprește și ce drăguț e, nu vine să cred, Doamne, ce frumos ești, ce flacos drăguț. Și tu stai ca prostul pe locurile să amână așa? Mai e și aici un flocos drăguț dacă vrei să-l mângâi. Stai și fix cu fața aici lângă mine, că e tentant. Nu e ok să oprești om așa. Înțeleg că e drăguț cățelul, dar eu dacă văd o tipă pe stradă care vine spre mine și are sânii super drăguț, nu pot să mă opresc. O, ce drăguț sunt! O, ce frumos! O singură chestie, am o singură chestie cu soția mea care mă cam enervează. Adică nu înțeleg. E o chestie pe care nu înțeleg la soția mea. Spuneți și voi dacă ați pățit chestia asta. Uneori îi zic soției mele că aș vrea ceva. De exemplu, îi zic că, mamă, ce aș mânca un ecler. Și ea zice, și am vrut să iau eclere azi. Deci nu sunt singur, am auzit câțiva oameni care au râs. Vi se întâmplă? Ce căcate să fac cu informația asta acum? Am vrut să iau, și ce fac? Și eu când facem sex vreau să ai tu orgasm. Nu mi iese, căcat, nu pot să-ți spun la sfârșit. Am vrut să ai tu orgasm, dar am terminat, ce să fac acum? Și am mers un pas mai departe. Se întâmpla atât de des chestia asta că la un moment dat mi-a zis că ea crede că noi doi comunicăm telepatic. Ce am înțeles eu cu mintea mea de bărbat este că eu îi transmit telepatic că vreau ecler. Ea primește telepatic informația că vreau ecler și nu mi-a, bă. Bă, extra, parcă o văd cum e la Carrefour cu căruțul cu eclere în căruț și primește, vreau asta eclere. Mă pișpăie. Nu iau niciun ecler. Îmi place că sunt căsătorit, sunt de mult timp cu soția mea. Mi-aduc aminte când aveam relații la început, mi-aduc aminte când a trebuit să-i cunosc ei părinții și eram pișat pe mine, sper să mă placă, sper să mă placă, sau prima mea iubită, când m-am dus la părinții ei și aveam 21 de ani sau nu știu, 20 de ani și mă uceam la părinții ei și eram, Doamne, să mă placă taică-su, să vrea să bea cu mine. Să... Acum, dacă aș începe o relație, m-aș duce la părinți gen, Doamne, aștept să-i plac eu pe ei. Acum am văzut cât de important e, acum ajung și... A, părinții tăi sunt nebuni, deci o să nebunești și tu în 2 ani. Ok, o să plec, o să mă duc de aici. Mie mi se pare, eu nu înțeleg o chestie, eu nu mai înțeleg cine gătește în familiile din România. Deci dacă te uiți în 80% din bucătăriile din țara asta, e o femeie, gătește o femeie. Corect? Că-i bunica, că-i mama, că-i soția, cineva. Dacă te uiți la orice emisiune de gătit la televizor, sunt doar șef bucătare bărbați. Cum am reușit, bă, să vă luăm și asta, mă, mâncava? Și cum am reușit să vă trimitem în bucătărie, dar să vă dăm afară după aia noi? Cum am reușit noi să avem vorbele locul femeie la cratiță, dar bărbații sunt cei mai buni bucătari? Cum am reușit să vă luăm toate chestiile astea? Că e clar că nu știu, bărbații nu gătesc în România. Știi ce fac bărbații în România? Nu? Grătar. Asta e tot ce poate să facă bărbații. Orice grup îl are pe Ionuț Grătaragiu, pe unul ăsta care e Mircea Grătaragiu, toate grupurile au ăla care știe să facă foc din orice, bă. Dintr-o piatră și un copil, el face foc, nu știu cum, dracu. Și sincer, trișăm și la grătar, bă, băieți. Ați văzut cum facem noi grătarul, nu? Punem grătarul așa, în centru, ne strângem toți frumos în jurul grătarului, aprinde Ionuț Grătaragiu focul și după aia încep băieții să facă grătar, bă. Mami, să luați și voi carnea, vă rog eu frumos, fetele, și să crestați și voi puiul ăla un pic, așa, să condimentați, să faceți și voi mici aia mai mare, așa, cum vă place vouă, să țineți mici aia mari în mână, așa, tati, i-am zis-o. Și să aduceți după aia grigata, să aduceți carnea, să o punem aici, pe grătar. Și dacă tot veniți, aduceți și cu niște bere, bă, că ni s-au luat sete aici, de bun, la cap, de la atâta muncă, ce e, dracu, bă, nebunule, eu îi zic, bă, la femeie. După aia vin fetele cu carne, pune mami tu, că pune după grătar, că-s murdar de la cărbunia să nu murdăresc carnea, pune după grătar. Auzi, dacă tot a spus carnea, nu faceți și voi, fetele, o sălățică din aia bună, cum știți voi? Așa facem noi grătarul. Când e gata carnea, fetele de-a pun și ele masa, că e frumos să pună și ele masa, farfurita, cămuri.
Și după ce mâncăm, toți la masă, grătarajiu să freacă pe burtă, așa. Bună mâncarea, mă. Acum, bărbații au făcut grătar, femeile spală vasele. Zguram, măi. Facem noi grătar. Am ajuns acum că am relația asta și am și copil. Am încetat să mă mai uit la filme porno, că nu mai am nevoie. Nu că fut. Pur și simplu cred că s-a terminat viața mea sexuală. La un moment dat nici nu mai am chef, efectiv, nu mai... Am realizat că oricum nu era ok pentru mine să mă uit la filme porno. Eu mă uitam... Nu știu dacă vă regăsiți, nu știu cum să uit, n-am vorbit cu prietenii mei bărbați cum vă uitați la filme porno și cum le vedeți. Da. Ok. Accept, dacă tu râzi, te bucuri. Da, treaba ta. Eu mă uitam la filme porno, eu nu mă uitam la mamă cât de bună e femeia aia, mamă ce marfă, ce... Eu mă uitam, eu îmi imaginam că sunt băiatul ăla și că eu o fut pe tipa aia, știi? Asta, așa vedeam eu filmele porno, așa văd și în ziua de azi. Dacă mă uit, eu aleg filme porno în care și actorul să-mi placă. Gen să fie unul bine, așa frumos, să mă uit, mamă ce bine arăte, ești nebun la cap. Mamă, dar ce dotat sunt. Adică mă uit la femeia aia, dar mă uit și la el așa, bă, nu știu, imaginez eu că sunt băiatul ăla, mamă, cât de bine o futem pe fata aia, ești nebun, noi doi, bravo, frățioare. Și mi s-a tăiat de filme porno că într-o zi mă uitam așa la un film porno și am ieșit un pic, am avut așa o clipă de realizare, că eram aici și mă gândeam, bă, frate, eu mă masturbez uitându-mă la un bărbat și gândindu-mă la mine. Ce căcat de homosexual narcisist să uit așa la filme porno. Și m-am tăiat-o cu filmele. Apreciez că te-ai uitat până la final. Dacă cumva ai observat în timpul clipului brațele mele pompate exagerat la sală special pentru filmarea asta, ca un nenorocit ce sunt, lasă un biceps în comentarii. Mersi, te pup! O singură dată am văzut un cuplu care erau bucuroși, aveau un Range Rover mai nou și erau bucuroși, bă, râdeau așa, ha-ha-ha-ha, milioane de euro, ha-ha-ha-ha, penthouse-uri, ha-ha-ha, nu știu ce vorbesc bogați între ei, că nu știu. Bă, odată, în rest, toți pe care i-am văzut în mașina asta scumpă la volan sunt așa, încruntați.